Din nou în legătură directă cu sala sporturilor din Bistrița, aici unde vom asista la prima semifinală a Cupei României, în Final Four-ul Cupei României, Dunărea-Brăila, CSM București, o partidă extrem de interesantă. Campioana CSM București întâlnește Dunărea-Brăila, o echipă care va juca în sezonul viitor în cupele europene, locul 5 pentru Dunărea-Brăila, cu o etapă înainte de finalul campionatului. Iată cum arată cele două echipe. Începem cu formația brăileană, antrenată de Costică Buceschi. Șerban și Pessoa sunt în poartă. Udriștoiu cu Chintino sunt extremele dreapta, Gonzalez și Lavco interdreapta, Darocea cu Liscevici în centru, Severin, Souza, Canaval pe inter stânga, Araujo, Sadovska și Lupei sunt extremele stânga, în vreme ce Baloc și cu Schmelzer sunt pivoții formației, cum spuneam, pregătite de Costică Buceschi, care astăzi este considerată outsider în fața puternicei CSM București. Da, CSM București vine după 8 finale consecutive în Cupa României. Din 2015 consecutiv, CSM București a jucat, cum vă spuneam, 8 finale, 5 câștigate. Vom reveni însă asupra acestui aspect. CSM București, antrenor principal Adrian Vasile, va juca astăzi cu Gloser, Davison și Eriksson în poartă, Aune și Sudakova, extreme dreapta, Gogârlă și Klikovac în inter dreapta, Zadi, Rotaru în centru, Arță, Neagu, Ștefania, Stoica și Omoreghe pe inter stânga, Siraba Dembele în extremă stângă, doi pivoți, Emma Livodic și Crina Pintea. Belean, te rog. Belean și Șendrea sunt arbitrii delegați la această partidă. Avem o festivitate frumoasă aici la sala Teraplast din Bistrița, unde lumea iubește handbalul, o localitate în care handbalul chiar este sport, i-am putea spune, rege, după ce gloria lui Neajan Pădureanu a mai dispărut de pe firmament. Maziliu, secretar general al Federației Române de Handbal acum, i-a premiat pe cei doi arbitri. Este o festivitate pe care am văzut-o și la turneul final al Cupei României de fete, competiția similară, și e normal, pentru că toată lumea trebuie să se aleagă cu o amintire după astfel de evenimente. Da, așa cum spuneai tu, CSM București pornește din postura de mare favorită. CSM București a învins în ambele partide din sezonul regulat în Liga Florilor. Brăila, ultima victorie datează din 2021 asupra CSM-ului din București. Atunci un 27-25 și la Brăila s-a jucat. La Brăila și demn de semnalat, tot Costică Buceschi era atunci antrenor al formației brăilene. Dunărea Brăila, care a terminat atunci pe un loc 2 sezonul și cel mai bun rezultat din istoria clubului brăilean. Iată-l pe Costică Buceschi. Echipa lui a început în primul tur ceva mai lung traseul în Cupa României. A bătut la Cluj-Napoca 34-20 în fața CSU-ului în acea etapă de Cupa României, după care în turul întâi am avut un șoc, CSM București cu Rapid București, pentru că a fost nedirijată tragerea la sorți. A bătut CSM-ul cu 31-24 și s-a calificat mai departe, în vreme ce Brăila a avut de jucat acasă cu Gloria Buzău, 31-25. Mergem mai departe în al treilea tur, care a însemnat de fapt și sferturile de finală. CSM-ul, aproape că aș spune, s-a distrat acasă cu Slatina la sala Apollo, 37-25, iar Brăila a câștigat nu atât de ușor precum s-ar fi așteptat pe terenul divizionarei secunde, încă divizionarei secunde, CSM Corona Brașov, 28-26. Da, Corona Brașov a promovat în prima ligă, trebuie să spunem, în Liga Națională din sezonul viitor. Echipa antrenată de Alin Bondar va reveni pe prima scenă a handbalului românesc, alături de ea Știința București. Tot o revenire după un singur sezon petrecut în Liga a doua. Echipa antrenată de Sorin Bârză va juca și ea între cele mai bune 14 echipe din România. Au retrogradat CSM Galați și CSM Slatina. Revenind la Cupa României, spuneam, CSM București este singura echipă care a câștigat un trofeu al Cupei României din cele 4 prezente la Bistrița. A început partida cu Dunărea Brăila, tricouri, echipament de culoare albastră complet în atac.
Da, și ținând cont de faptul că Bistrița este gazdă, cred că CSM-ul are cele mai mari șanse la câștigarea acestui trofeu, în pofida acestui fapt că publicul ardelean va fi desigur un jucător suplimentar atât în semifinala care urmează, Gloria Bistrița cu CSM Târgu Jiu, cât și în meciurile de mâine pentru această formație. O prima aruncare a fost însă parada portarului și atac al CSM-ului cu angajare la Crina Pintea, care nici ea nu reușește să înscrie în poarta apărată de Șerban. Au fost așadar două atacuri, ambele irosite de către formații. Spuneam că avem un cuplaj astăzi și mâine, de asemenea, este tot un cuplaj. După această transmisiune vom avea și semifinala a doua, în care Gloria Bistrița este evident favorită, certă, în fața celor de la CSM Târgu Jiu, poate chiar mai favorită decât este CSM București în meciul cu Dunărea Brăila. Având în vedere că acum două etape în campionat Bistrița a câștigat tot aici cu 42-21, e clar că CSM Gloria Bistrița, echipa antrenată de Horatiu Pașca, pornește cu prima șansă. Cristina Neagu aruncă și ea la poartă, însă Șerban se mai opune odată. Două intervenții pentru Elena Șerban, una dintre jucătoarele constante ale Dunării Brăila în acest sezon de campionat. Un portar care a cochetat și cu lotul național și se află în vederile selecționerului Florentin Pera și a secunzilor săi Bogdan Burcea și Ildico Cherecheș-Barbu. Combinația acolo, Canaval încearcă să-și găsească traseul de aruncare la poartă. Până la urmă, mingea se duce în partea opusă și este gol, 1-0. Liscevici înscrie prima reușită a acestei partide printre picioarele portăriței de la CSM. Cristina Neagu pasează, schimbă cu Graza Adi. Mingea ajunge la Dembele, care înscrie din extremă. Foarte mare unghiul de atac pentru semicerc, pentru această superbă jucătoare campioană europeană mondială, care se va retrage. Este una dintre pierderile anunțate pentru CSM în sezonul viitor. Chintino acum de pe extremă dreaptă. Mari Davisen s-o opune, a doua intervenție și pentru norvegiancă, dar mingea a ieșit în afara terenului de joc și balonul va rămâne în continuare în atacul Dunării Brăila. Sunt ultimele meciuri ale sezonului, multe dintre jucătoare vor pleca, altele se vor retrage. Dembele și Andreea Clicovaz la CSM București au fost premiate pentru că își vor încheia activitatea peste 3 meciuri. Între timp, Mireia Gonzalez aduce din nou Brăila în avantaj 2-1. O aruncare în forță a Interului dreapta. Revedem golul marcat de Mireia Gonzalez. Frumoasă aruncarea de la distanță. Brăilencele au început foarte bine acest meci. Au și avantajul că până la urmă n-au ce să pierdă, ca și Târgu Jiu în meciul care urmează contra Bistriței. Graza Adi combină cu Elisabeth Omureghi, jucătoarea care evoluează pe post de inter dreapta. Este Omureghi, primește acum mingea, pasează la extremă și frumoasă reușita semnată de Malin Aune, campioană mondială și europeană de asemenea cu naționala Norvegiei. Malin Aune va pleca de la CSM București, a semnat în Danemarca cu Odense. Va arăta cu totul altfel CSM-ul în sezonul viitor. Fără doar și poate ambele extreme dreapta și Aune și Sutakova. Plus cea de pe stânga, Dembele Pavlovici. Plecarea. Vor fi schimbări. CSM București a anunțat câteva transferuri foarte, foarte importante și nume stelare, aș putea spune, în handbalul european și mondial. Dar rămâne acel minus al campioanei României, necalificarea încă o dată în Final Four-ul Cupei României de la Budapesta. Al Ligii Campionilor. În Cupa României, da. La Liga Campionilor e mai greu. Da, dar n-au fost departe. S-au oprit în sferturile de finală, lăudabil traseul. Din nou succesiv și Malin Aune mai punctează odată. 3-2. A doua reușită pentru extrema dintre fiorduri. Foarte bune combinațiile cu Elisabeth Omureghi, care în ambele situații a dat pasă cu podeaua și a găsit-o excelent demarcat acolo pe Malin Aune. 3-2, imparabilă această combinație. Elena Șerban n-a avut nicio șansă. În colțul scurt a aruncat acolo Malin Aune, o jucătoare, cum spuneai și tu, componenta naționalei Norvegiei, una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună națională din lume. Acum Cristina Liscevici la un pas să pierdă mingea, chiar a făcut-o, și CSM București are posibilitatea de a pune două goluri pe tabele. Harțăn, o pasă grea pentru Sira Badembele, fault.
și arunc lovitură liberă pentru CSM București. Și Arntzen este de asemenea componenta naționalei Norvegiei, plus că este una dintre cele mai constante jucătoare pe care le-am văzut la CSM pe parcursul acestui sezon, constantă la niște parametri valorici foarte ridicați, a jucat mereu. Combinație Omurechi cu Graza Adi, Crina Pintea iese și ea de pe semicerc, intră un pic în combinație și în circulație, încearcă să se demarce, Neagu pasează pentru Omurechi care încearcă să se descotorosească acolo de apărătoare și scoate un cartonaș galben. Claudiu Belean o avertizează pe Severin, Alexandra Severin, interul stânga al formației brăilene, venită de la Baia Mare, a mai jucat la Handball Club Zalău. CSM-ul rămâne în atac cu Zadi, Zadi pătrunde și marchează Franțu Zoica de la CSM București, una dintre Franțu Zoice, pentru că sunt mai multe. Acum Brăila cu Canaval, Cristina Lișceviș pentru Mireia Gonzalez, ce pătrundere pentru Iberică și 3 la 4 în minutul 7. Un meci spectaculos până acum în startul său. Un carnaval de goluri care continuă cu Siraba Dembele, ajuns în poziție centrală, nici ea nu greșește de acolo. Are doi gemeni, Siraba Dembele, i-am văzut de multe ori la sala polivalentă, însoțiți de tatăl său, vorbesc în limba sârbă sau slovenă. 5 la 3, Dembele Pavlović este numele ei complet după căsătorie. Ar mai fi putut juca mult și bine, da, Siraba, da. Dembele, la felul cum arată pe teren, un adevărat metronom, însă ea va aborda cariera de manager sportiv. Are multe conexiuni în handball și a spus că vrea să se și dedice familiei, pentru că de curiozitate tot așa am întrebat-o și eu la un meci la care am fost prezent în sală, de ce se retrage, pentru că din punct de vedere al pregătirii fizice este impecabilă, nu mai vorbim de tehnică și de tactică, exact asta a spus, are copii, vrea să se dedice și lor și implicit să înceapă această nouă carieră, o nouă provocare, cea de management sportiv. Repunere din colț, încercare de aerian acolo și să vedem, este 7 metri pentru formația brăileană. Și cartonaș galben pentru Siraba Dembele, a pus o mână acolo pe adversar, Siraba Dembele venită să înscrie din aerian acolo Mireia Gonzalez. Era o amenințare de joc pasiv brăilencele, aruncare de la 7 metri, se schimbă portarul, intră Ericsson în poarta CSM-ului și față în față cu Cristina Lișcevici. Lișcevici cu mâna dreaptă, o fentă. Abia acum s-a auzit fluierul arbitrilor, gol, aruncare cu podeaua, a doua reușită pentru Lișcevici, tot două Mireia Gonzalez. Numai două jucătoare au marcat pentru Brăila, trei au făcut-o până în momentul de față pentru CSM București. Un start de partidă, Mariane, destul de echilibrat, cu acel plus pe care îl sesizam, îl anticipam pentru CSM, însă Dunărea Brăila, e clar, a venit să-și vândă scump pielea, nu este într-o simplă vizită de curtoazie. Aici la Bistrița e și echipa care a avut cea mai mare distanță de parcurs în kilometri. 5 la 4 pentru CSM București în minutul 9. Acum Omoreghe punctează încă o dată, 6 la 4 pentru CSM București. Ce pătrundere a reușit acolo și Omoreghe, o jucătoare cu 3 cetățenii, bulgară, greacă și slovenă. Da, și cu tată joacă, nigerian. Și cu tată nigerian, joacă pentru Naționala Sloveniei. Revedem pătrunderea, a trimis-o acolo pe Severin, a fentat-o și a pătruns pentru 6 la 4 în minutul 9. Despre Omoreghe putem spune că din ce în ce mai mult este familiară cu acest post vulnerabil în cam toate echipele, cel de interdreapta. Chiar dacă nu e aruncătoare de mână stângă, s-a orientat, este cea care cel mai mult a fost acolo folosită. Klikovac joacă numai pe fază de apărare, cum știm la CSM. Pasă greșită, Davidsen dă drumul imediat pentru contraatac și Siraba Dembele îndeplinește o formalitate. 7 la 4, 3 goluri Siraba Dembele, exact câte sunt și diferență pe tabelă în favoarea campioanei. Deja a primit titlul care îi se cuvine, CSM-ul, chiar în această săptămână, la ultima partidă de pe teren propriu.
Da, CSM-ul a dominat categoric actuala ediție de campionat, 24 de victorii și un singur rezultat de egalitate, mai are o singură etapă de jucat. Săptămâna viitoare mai e etapă, nu? Da. Acum Daniele Franciel Daroșa pătrund de acolo, însă forțează și Brăila ratează oportunitatea de a se apropia din nou la două goluri pe tabelă. Trebuie spus că Dunărea Brăila n-a ajuns niciodată să joace finala Cupei României. Vă spuneam, CSM București are 8 finale, 5 câștigate și 3 pierdute. Ar face din nou eventul CSM București dacă se va impune aici la Bistrița. Cum Dinamo nu l-a făcut la băieți, pentru că n-a mai ajuns în Final Four-ul Cupei României. Au o boltă superbă din extremă și este un spectacol total. 8 la 4, 6 goluri marcate de pe extremă, 3 Aune, 3 Dembele asta până în momentul de față. Asta vreau să remar și eu, excelent jocul pe extreme al formației bucureștene, Aune și Dembele au făcut legea. Iar Cristina Neagun că n-a marcat. Da, și în ultimul timp, să știi, în campionat a fost mai reținută, a fost mult mai reținută, a și jucat mai puțin pentru că miza nu a mai fost la fel de mare pentru CSM București. Acum Franciel Gomez Daroșa faultat acolo de Omoreghe, aruncare de la 9 metri, rămân în continuare brăilencele în atac. Totuși, cam mare diferența de 4 goluri după mai puțin de 12 minute. Nu e cel mai bun start pentru Brăila, aruncare peste poartă, dar din fault și vedem un cartonaș galben pentru această tamponare. Ba nu, chiar 2 minute, Elisabeth Omoreghi, pentru că a și protestat, probabil după ce intenția inițială a arbitrilor era să o avertizeze cu cartonaș galben. Suntem în minutul 12 și vine prima eliminare a acestei partide. A intrat acolo, a lovit-o la față pe Franciel Gomez Daroșa și a primit eliminarea cuvenită. Nu este foarte disciplinată, trebuie să spunem, Omoreghe e o abonată la sancțiunile disciplinare, dar în orice caz o jucătoare foarte talentată, angajare la pivot, gol, ar fi fost 7 metri pentru că Arnțen se apăra în semicerc acolo. Schmelzer reușește totuși să bage mingea în poartă și să îi scutească pe suporterii danubieni de emoțiile executării unui 7 metri. A doua cea mai eliminată jucătoare în campionat, Elisabeth Omoreghe, 15 astfel de eliminări, e întrecută doar de Crina Pintea cu 17. E greu, sunt jucătoarele care se apără în centrul defensivei, da, alături de Emily Arță. Bine, la Crina Pintea e altceva, ea fiind o jucătoare masivă, apare aproape întotdeauna disproporționalitatea fizică, să spunem, care poate să inducă spre o eliminare. Dar Cristina Neagu a aruncat acolo mai devreme, dar doar în bară, rămâne fără gol vedeta de la CSM București. Suntem în minutul 13 al întâlnirii, 8 la 5 pentru CSM București, cea care controlează jocul de la un capăt la altul. Din nou avertizment acolo, cartonaș galben pentru Crina Pintea, exact ce vă spuneam. Nici o surpriză până acum, Omoreghe eliminată, Crina Pintea avertizată, un gol pe minut media până acum, foarte bună, zic eu, ținând cont mai ales că e o semifinală cu miză, o semifinală mult mai echilibrată comparativ cu cea care va urma. Mireia Gonzalez a aruncat acolo aiurea peste complet. Malinaune. Malinaune a interceptat balonul și CSM București pleacă din nou la atac. O linie de 9 metri foarte, foarte puternică la CSM cu Neagu, Arțăn și Gras Zadi. Franțu Zoica a fost prea puțin folosită, după părerea mea, în acest sezon. O jucătoare foarte importantă pentru Naționala Franței. Iată-o aruncând, însă se opune acolo foarte bine Elena Șerban. A ținut bine poarta Elena Șerban în pofida faptului că a luat 8 goluri până acum. Să vedem, combinație eșuată la pivot, dar este fault, repunere din 9 metri. Au trecut destul de bine peste perioada de eliminare temporară la Elisabeth Omoreghe, un singur gol primit de Tigroaice în acest timp de 2 minute, inferioritate numerică. Brăila rămâne în atac, Cristina Liscevici a vrut aici o pasă pentru Maike Schmelzer, însă Crina Pintea a ținut-o foarte bine acolo, a faultat-o, dar echipa sa nu a primit gol. Acum însă vine din nou un trasor, marca Mireia Gonzalez.
al treilea gol pentru Mireia Gonzalez, golghetera celor de la Brăila până în acest moment, și în minutul 15 Brăila vine la 6-8. Jumătatea reprizei, să vedem cum vor gestiona de aici încolo meciul elevele lui Adi Vasile, pentru că au avut un relaș, ceea ce a permis, iată, ca tabela să se strângă un pic. Două goluri marcate consecutiv de... Da, și vreo 4 minute în care CSM-ul n-a mai înscris. O mureghe pătrunde pentru Graza Adi pentru Malinaune, dar este ghicită de această dată de Elena Șerban. 4 intervenții pentru portarul brăilean, vă spuneam, foarte importantă. Când Elena Șerban apără, Brăila are șanse la un rezultat pozitiv, pentru că Maisa Pessoa, celălalt portar ajuns la o vârstă înaintată, nu prea mai a dat randament. Ne aducem aminte de paradele ei în perioada în care evolua la CSM București. A fost și la Liga Campionilor câștigată de CSM, Maisa Pessoa. Nu putem Artizan. Să uităm acele aruncări de la 7 metri. Artizan principal, un fel de Ducatam al handbalului, nu? Parate de Maisa Pessoa. Acum așa Canaval pentru Michael Schmelzer, dar Nemțoaica a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție foarte bună. Atac acum pozițional pentru CSM. 8-6, cum spuneam, s-a blocat echipa lui Adi Vasile la cota 8, după ce a marcat, spuneam, 6 goluri cu extremele. Pătrundere foarte frumoasă, Cristina Neagu își etalează veleitățile și reușește primul gol personal în această partidă, ducând scorul la 9-6. Da, golul cu numărul 9 marcat de Cristina Neagu în minutul 17. Acum Cristina Liscevici pasă, ce pas a reușit acolo pentru Quintino! Cea mai frumoasă fază a meciului până acum, o pasă printre picioare trimisă de Mireia Gonzalez. Revedem, iată, Liscevici pentru Mireia Gonzalez, o pasă pe la spate, n-a fost printre picioare, dar rămâne la fel de frumoasă. Rămâne la fel de frumoasă și Quintino a marcat 7-9. Și nu numai de frumusețe, de impresia artistică vorbim, ci și de eficacitate, pentru că a fost foarte bine găsit acolo în extremă Quintino, marcând un gol prețios pentru Dunărea Brăila, care vrea să rămână în siajul CSM-ului, să nu se depărteze din nou la o marjă de 3-4 goluri care să o facă pe CSM să se simtă confortabil. Iată și aici o greșeală comisă de Tigroaice, posibilitate pentru Dunărea lui Costică Buceschi să vină la un singur gol distanță pe tabelă. Cu siguranță Brăila, dacă va crede în șansa ei, are o șansă astăzi, pentru că... Ha, ce fază acolo! Ce fază, ai văzut, da. Venise din extremă Araujo, da, a preluat, a dat cu spatele la poartă din pivot, probabil nu se aștepta să recepționeze acea minge și a fost un pic neglijentă. Iar asta se taxează pentru că Neagu marchează al doilea gol consecutiv al ei și scorul devine 10-7. Ce reușită și pentru Cristina Neagu, a depășit-o acolo foarte, foarte ușor pe Maria Canaval și singură de pe semicerc a învins-o pe Elena Șerban. CSM București rămâne echipa care dă tonul în această partidă. E și normal, are jucătoare mult, mult mai valoroase, dar nu întotdeauna spiritul de echipă contează enorm. Nu valoarea teoretică, așa este. Nu. Handbalul este un sport colectiv și de multe ori jucătoarele, echipa cu jucătoare mai valoroase nu e neapărat să câștige. Acum Cristina Neagu o pasă aiurea, a vrut acolo spre Emma Livodić, n-a ajuns mingea la muntenegreancă. Faza a doua pentru Brăila, aruncare de pe picioare, dar imprecisă. Mingea este din nou la portarul Marin Davidsen, foarte bună și ea, selecționată la Naționala Norvegiei, tocmai după evoluțiile foarte bune din campionatul românesc și din cupele europene cu CSM București. Da, CSM București, din păcate, pentru echipa patronată de Primăria Capitalei, a păcătuit tocmai în această dublă cu Tim Esbjerg la poartă. Cei trei portari n-au reușit să... Au prins ziua proastă când nu trebuia. Exact, exact. Și atunci... Zilele, practic, pentru că am în două meciuri. Au fost două meciuri, da. E foarte greu să câștigi un meci foarte important atunci când nu ai poartă. S-a vrut aici un contraatac al brăilencilor, însă nu s-a dus până la capăt.
Multe greșeli totuși pentru Brăila, acum aruncare de la 7 metri, Zahadi a pătruns și apărare în semicerc acolo la Canaval, care vede și cartonașul galben. Și Canaval e o jucătoare de viitor, îmi place cum evoluează, atât pe fază ofensivă cât și pe apărare, Maria Canaval. Bine, aici e greu totuși să te aperi fără să și greșești împotriva unor jucătoare de talia lui Grazadi, cu origini în Camerun. Grazadi aruncă de la 7 metri, Cristina Neagu în căutarea celui de-al treilea gol la rând pentru CSM, un pas lateral, aruncare cu efect pe lângă portar, dar mingea lovește bara și ce, scorul rămâne 10-7. Ce aruncare a vrut aici Cristina Neagu, o învârtită din mâna dreaptă, dar n-a ajuns, n-a avut atât de mult efect mingea să intre și în poartă. Rămâne o altă fază foarte, memorabilă, foarte frumoasă, da, acestei semifinale. Un joc antrenant, un joc foarte, foarte frumos până în acest moment. Intrase Pessoa la acel 7 metri pe care nu l-a apărat, dar măcar nici n-a primit gol. A salvat-o bara acolo. Să bara vedem portarului, știu cum se spune. Acum Brăila, ce fază fac și brăilencele, calcă semicerc cu Quintino și golul nu se pune. Păcat de frumusețe acestei faze cu pase repetate, cu un fel de semi-aeriană către Quintino. Grazadi combină cu Cristina Neagu, pasa ajunge la extremă, unde Ștefania Stoica, da, Stoica în extremă. Da, pe extrema stângă CSM București nu are decât o singură extremă, Alexandra din Diligan este accidentată. Trimis acolo de Adi Vasile, Ștefania Stoica, timp de odihnă solicitat de Costică Buceschi în minutul 21. Why we play fast? Why we give the ball? We don't score here, we give the ball in three passes. Why? It's happened four times. Four times. Why? You're running and give the pass to the three passing and give the pass back to the CSM. Why? Why we don't play in attack? Why we don't stay there? Why don't we running everybody? You need to come back. Why? Why, girls? Come on, girls. Stop. We need to score to the 9 meter. We don't score to the 9 meter, seven or left back or right back. We don't have any chance because they stay. All the girls stay to the six. Anybody don't go up. They move lateral and we don't have a space to pass to pivot or go there. We need to try to score to the 9 meter. Ce a spus Costică Buceschi, de ce ne grăbim, de ce aruncăm la poartă după trei pase, așa cum au făcut-o și Mireia Gonzalez și Quintino și Araujo. Araujo era acolo vizată de antrenorul Dunării Brăila. Trebuie să aibă mai multă răbdare în atac și să nu le ofere pase și să nu facă multe greșeli în fața unei echipe ca CSM București, pentru că imediat vor fi taxate. Mi-a plăcut însă calmul cu care a abordat acest time-out Costică Buceschi, niște întrebări mai degrabă părintești pe care le-a adresat fetelor. Și niște întrebări retorice, pentru că răspunsurile n-au venit. 11. Poate vor veni după time-out răspunsurile, că nu se va mai întâmpla așa. Da, Brăila este și în inferioritate numerică. Quintino a fost eliminată la faza anterioară și trebuie să joace fără portar Costică Buceschi. Încă 10 minute până la pauză, 11-7 pentru CSM în fața brăilencelor. Nicoleta Baloc introdusă acolo și ea pe semicerc, iată, primește o pasă, dar inexactă și contraatac cu Sudakova fără portar. Brăila, Sudakova n-avea cum să rateze. Rusoaica, evoluții din ce în ce mai bune la CSM București. Păcat că în momentul în care a început să-și dea drumul la joc, a anunțat că pleacă. Se întoarce în Rusia. 12-7, 8 goluri marcate de pe extremă de CSM, incluzându-l și pe cel al Ștefaniei Stoica. Ea nu figurează extremă teoretic, dar a mai jucat pe acest post. Nu e prima dată când o vedem acolo dispusă de Adi Vasile. Pătrundere în centru și 2 minute eliminare, gol Mireia Gonzalez, plus eliminare de 2 minute pentru că a fost lovită marcatoarea. Andreea Clicovaț e și o abonată la eliminările de 2 minute. A doua eliminare în tabăra CSM-ului în această primă repriză. Revedem
Mireia Gonzalez a pătruns acolo o ținere din spate a Andrei Klikova și a venit eliminarea. Este 8 la 12 în minutul 22. Partidă frumoasă, fără discuție, gol reușit din nou de aceeași Sudakova, care vrea să se despartă cu trofeul de CSM București. 13 la 8, sigur e și un bonus financiar, probabil surprins în înțelegerea contractuală, care îi dă ghes rusoaicei spre o evoluție foarte bună în acest Final Four. Ultimele ei apariții, cum spuneai și tu, în tricoul CSM-ului. Joacă fiecare echipă cu câte un om mai puțin, ceea ce înseamnă libertate mai mare de mișcare pe semicerc. 13-8, acum 13-9 din pivot, Liscevici reușește să înscrie. Liscevici și Mireia Gonzalez fac tot jocul Dunării Brăila în atac. Iată pe Cristina Liscevici, s-a descotorosit acolo rapid de Crina Pintea. Și a marcat 9 la 13, 3 goluri marcate de Cristina Liscevici, 4 de Mireia Gonzalez, doar 2 goluri marcate în rest de celelalte componente ale Brăilei. Ceea ce e foarte puțin, pentru că e sinucidere curată să joci împotriva CSM-ului cu numai 2 aruncătoare de top. Bară, Grazadi nimerește transversala acolo, deși avea un culoar uriaș de pătrundere. Banca Brăile este în picioare, s-a vrut un fault în atac la faza anterioară acolo. Arbitrii au lăsat jocul să continue, însă Zadi a ratat singură, a trimis doar în bară. Se joacă, prieteni, și la Alexandria în turneul baraj de promovare în Liga Zimbrilor. Ieri rezultatele CSM Vaslui Făgăraș 34-30, Dembele scapă singură și mai înscrie o dată. Tot ieri SCM Politehnica Timișoara a bătut-o pe CSM Alexandria, gazda turneului, cu 38-32, așadar echipele din Liga Zimbrilor au câștigat. Astăzi a început deja meciul CSM Vaslui CSM Alexandria, sau nu, va începe la ora 16, iar la ora 18 este programată partida dintre SCM Politehnica Timișoara și CSM Făgăraș. Turneul se încheie mâine cu etapa a treia, în care vom avea derbiurile de Liga Zimbrilor, respectiv divizia secundă. 14 la 9, CSM-ul conduce confortabil în această primă repriză, o pasă pe extremă, însă n-a ajunge mingea la Corina Lupei, intrată și ea în tabăra brăileană. Omoreghie, Grazadi, Cristina Neagu a fost schimbată, e folosit acolo Arțăn, însă s-a fulgerat un fault în atac la Crina Pintea. Udriștoiu la un pas să facă acolo o greșeală, o dublă. Anul trecut CSM București a câștigat trofeul la Mioveni după o finală cu CSM, cu SCM Râmnicu Vâlcea. Acum Elena Lafco punctează și ea de la distanță. Primul gol pentru Interul Dreapta, cea care recent și-a anunțat, acum o lună, și-a anunțat retragerea din Naționala Serbiei împreună cu Cristina Liscevici și ea componenta Dunării Brăila. Apropo de Mioveni, acolo va fi și turneul de baraj pentru Liga Florilor în prima săptămână din iunie. Iar echipa de fotbal, care n-a înscris deloc în play-out până acum, e condusă cu 2-0 aproape de pauză la Botoșani. Să vedem dacă reușește până la urmă echipa argeșeană măcar golul de onoare în play-out. Da, Mioveni a retrogradat, trebuie spus. La handbal va disputa barajul, așa cum spuneai și tu. Vor fi acolo Handbal Club Zalău, Dacia Mioveni, Activ Ploiești și CSM Deva. Acum aruncare de la 7 metri, Emily Arță în față, în față, din nou cu Maisa Pessoa. Maisa Pessoa păcălită acum. Aruncare la piciorul de sprijin și primul gol pe care îl marchează Emily Arță în această partidă, și a avut nevoie de mai multă vreme până să se deblocheze. Iată, 15 la 10, diferență păstrată în niște limite mai mult decât confortabile de Tigroaice, care știu cât de importantă este această semifinală și cât de mult trebuie să se dozeze efortul, pentru că mai e și mâine
finală care teoretic e mai grea decât semifinala. Da, o nouă greșeală făcută de bucureștence și pe contraatac Crina Pintea punctează și ea pentru prima dată în acest meci 16-10. CSM București își impune jocul, e mult, mult mai puternică decât Dunărea Brăila. Brăilencele plătesc pentru aceste greșeli neprovocate. Teoretic, CSM-ul este și echipa favorizată de tragerea la sorți. Avem 7 metri aici pentru apărare în semicerc la Balog, deoarece, să zicem că se califică și are timpul cel mai mare de recuperare până la finala de mâine, câteva ore în plus. Eu aș zice că Bistrița a fost echipa favorizată pentru că a aplicat cu CSM Târgu Jiu. Aia e altceva, dar ca timp, Bistrița are mai puțin timp de refacere decât CSM-ul. Elena Lafco față în față cu Mari Davison punctează și de la din 7 metri în minutul 27, al doilea gol pentru Lafco, 11-16. Și ce spuneam, în minutul 45 al partidei de la Botoșani, Gutea marchează pentru Mioveni 2-1. Așadar, Mioveniul a marcat primul gol în play-out. Da, revenind la meciul de la Bistrița, acum Emil Omoreghe. Omoreghe încearcă să pătrundă acolo, faultată de Mike Schmelzer. Repune Crina Pintea. Omoreghe pentru Gogârlă și ce aruncare frumoasă pentru tânăra Alicia Gogârlă. Aruncare cu mâna stângă sub bara transversală. Alicia a semnat cu SCM Râmnicu-Vâlcea după 2 ani petrecuți la București, va pleca. Mai avea un an de contract, însă a primit dezlegare. Se pare că nu vom avea o surpriză în această primă semifinală, în care e o favorită, cum spuneam, certă, valoric vorbind, CSM-ul. Și toți specialiștii opinau că vom avea o finală între Gloria Bistrița și CSM București mâine. Să vedem, Bistrița mai are un joc cu CSM Târgu Jiu, să nu spunem. Hop, până n-am sărit pârleazul. Exact, adică mai e un meci totuși. Bineînțeles, pe care vom urmări împreună, tot aici, în aceeași formulă. Bistrița este favorită, dar vom vedea ce se va întâmpla la ora 17:30. CSM Târgu Jiu a pus serioase rezistențe în această ediție de campionat. CSM București a câștigat cel mai greu la Târgu Jiu. Corect. Un singur gol diferență. Acum Alexandra Severin se înalță acolo, faultată, rămâne mingea la Brăila, dar și în presemnalizare de joc pasiv. Din nou paravan din două jucătoare, se repune lateral, tocmai pentru o schemă care să surprindă un pic apărarea foarte bine organizată de altfel a CSM-ului, apărare care combină stilul nordic cu cel francez în sistemele defensive acolo. 45 de secunde mai sunt până la încheierea acestei prime reprize, brațele sus din partea tuturor jucătoarelor care sunt prezente acolo, pentru că era amenințare de joc pasiv, ultima pasă și aruncare mult peste transversală. Da, Elena Lafco n-a avut ce să facă acolo, a trimis peste poartă. 30 de secunde de joc cu CSM în atac. Alicia Gogârlă, Emily Arțăn și vine timeout-ul solicitat de Adi Vasile când mai sunt 27 de secunde. Vrea ca să nu-l piardă, probabil. Nu, vrea să le spună fetelor ce schemă să... Emilie, I want us to do zero left with Viborg for you. Make your zero, Elizabeth. You will start in the middle. Lisa will start on the left back. You make your zero. Lisa, you come with your movement and you pass the ball. When Emilia will be in the air to shoot, you have to be between number 5 and number 6. Okay? You have the wing or you have the pass there. Crina, good timing to move there behind. And when this happens, Siraba, you already run home for the return. Come on, guys. 2-3-5. Se va pregăti o aruncare pentru Alicia Gogârlă, din ce am înțeles eu. Revedem acea execuție spectaculoasă a Cristinei Neagu. Zadia a aruncat și ea tot în bară. CSM București conduce însă
la un avantaj confortabil, 17 la 11. Să vedem ultima fază pentru CSM București, cel puțin, Gogârlă, Arțăn, Omoreghie. Omoreghie pentru Emily Arțăn și ce gol frumos pentru Arțăn. O minge făcută ori pentru Arțăn, ori pentru Gogârlă, s-a făcut pentru Arțăn și 18-11. Din nou, Marie Davison s-a opus acolo. Prima dată să se pară, apoi recuperare din partea jucătoarelor de la Brăila. Pauză la Bistrița, Dunărea Brăila 11, CSM București 18. O primă repriză foarte bună pentru echipa antrenată de Adrian Vasile. Vom reveni la Bistrița peste aproximativ 10 minute cu partea a doua a meciului. Cu super pariuri îți alegi combinația câștigătoare. Live sau pre-match. Bucură-te de super fotbal. Superbet. Go super! Planurile tale ies exact așa cum îți dorești când vii să vorbim unul la unul. Adu-ți creditele la Raiffeisen și ai o singură rată fixă mai mică și dobândă începând de la 9,5%. Raiffeisen Bank. Banking unul la unul. Promoție la Altex și Media Galaxy. Unul din 100 de cumpărători primește bani înapoi. Tare! Yay! Încă un câștigător! Asta e Dora. A aflat că o să fie promovată. Intră în contul tău Altex sau Media Galaxy, cumpără online sau din magazine până pe 24 mai și poți primi toți banii înapoi. Unul din 100 de cumpărători primește toți banii înapoi, indiferent de suma cheltuită. Campanie valabilă la Altex și Media Galaxy. Descoperă noua aplicație Casa. Mai rapid, mai simplu, mai multă distracție pentru tine. Descarcă aplicația. Așa arată bucătăria de vara a naturii. Aici, gătitul se împletește cu vacanța. Și mai ales cu oamenii care te fac să zâmbești. Dacă mai pui și bucate din carne bună la ceaun, se lasă cu amintiri cât e viața de lungă. Asta e memoria gustului de vară, de la Hanul Boieresc, mâncare proaspătă de vară ca în vremurile noastre. Păsălie, ce faci, mă? Ai, doamne, e nebunit, mă? Am vrut să fac impresie la fete. La fete? Yeah. Ai noroc cu mine, mă! Ia de aici Supramax Articulații. Supramax Articulații ajută. Eu și Supramax Articulații facem dansatori din tine, nu? Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Nu ai timp? Nicio grijă. Redescoperă gustul Maggi Fi Delicios și bucură-te de o masă gustoasă gata în doar 3 minute. Încearcă-le pe toate. Ce înseamnă să trăiești nelimitat? Păi, nelimitat content și live-uri și stream-uri, nelimitat vise și apuri deschise, nelimitat ești fără griji, tu trăiești netui facil și viața e chill. Trăiește nelimitat cu nelimitat. La Telecom ai net nelimitat la abonament și la cartelă începând cu 5 euro. Descoperă și noul smartphone în culoarea anului Viva Magenta. Mobil așa cum vrei. Telecom. Vă rog mult să mă iertați. Doamne, cum e cu parcarea asta. Am dat 10 ture și nimic. Ai zis că faci tu pe curierul, dar ai uitat că în primul an de viață nu face mama programul? Asta e sigur un semn. Un semn să comanzi produse de până în 5 kg din categoria mama și copilul cu livrare de la 9,98 lei. Salut, sunt Remus. Am redecorat cu credit de la... Dar ratele variabile mi-au dat planurile peste cap. Și ca să mă reechilibrez, refinanțez. Refinanțează cu creditul BRD Expresso cu dobândă fixă promoțională. Ia-ți și cardul de credit BRD Mastercard și poți câștiga o mașină sau sute de vouchere cadou. BRD, tu ești viitorul! Fix ce-ți trebuie pentru dulcețuri mereu delicioase!
Gel fix de la Dr. Oetker. Dr. Oetker, 25 de ani plini cu bunătăți. Wow! E ofertă la Electro! Ce ziceți de modelul ăsta? Dar ce sunt eu, EMAG? Review-urile te conving, ofertele te surprind. De Electro Weekend ai minus 20% extra la produsele Rowenta. Comanda aspirator fără sac Rowenta la 399 lei și primești minus 20% extra pe loc. EMAG. Aici eram eu, înainte. Aveam probleme cu gingiile, până când am descoperit că este foarte simplu. La Calut Activ protejează împotriva sângerării gingivale și a parodontozei și strânge și întărește vizibil gingiile. Și tu poți avea încredere în efectul La Calut. Dulcolax activează cu blândețe tranzitul intestinal și îți restabilește ritmul natural peste noapte. Dulcolax, zâmbești eliberat de constipație. Găsește-ți inspirația pe answer.ro. Cu ce să mă îmbrac? Chiar dacă aleg în ultimul moment, cu aparatul de călcat vertical cu abur Philips cu capăt flexibil, netezesc rapid hainele. Sunt gata de plecare imediat pentru că am la îndemână o soluție comodă. Tu ce alegi să porți astăzi? Philips. Sunt două lucruri care mă fac fericit. Sportul și să fiu antrenor. Având grijă de tine, ai grijă și de cei din jur. Iar asta începe cu îngrijirea pielii. Noul antiperspirant Dove Men Advanced. Performant 72 de ore plus ingrediente hidratante speciale pentru piele. Când mă simt protejat de antiperspirantul meu, am încredere în mine și echipa mă urmează. Alege noua gamă Dove Men Advanced, creată special pentru bărbați. Descoperă noua aplicație Casa. Mai rapid, mai simplu, mai multă distracție pentru tine. Descarcă aplicația Taz? Taz. Când intri pe Taz, îți faci rapid toate poftele. Descarcă aplicația și comandă Grande Home Menu Mix de la McDonald's, redus de la 96 de lei la 75 de lei, doar pe Taz. Căutăm Occidentul, dar avem și noi vestul nostru. Vrei calitate europeană și tehnologie de ultimă generație? Vrei o casă de poveste? Alege gresie și faianță Cesarom, fabricate în România. Cesarom, plăci ceramice fabricate în vest, la Cluj, din 1962. Încă te mai doare spatele și mijlocul? Mâinile și picioarele ți-amorțesc? Încearcă Urimil Forte Max, cu și mai multă uridină, monofosfat și citidină, care susține funcționarea normală a sistemului muscular și a sistemului nervos periferic. Urimil Forte Max. Grijă maximă, confort maxim. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Toți facem lucrurile în felul nostru. Iar unele lucruri ne unesc mereu. Savurează momentul cu înghețata Milka. Urimil Forte Max. Îngrijire complexă pentru sistemul tău nervos. Urimil Forte Max și mișcare zilnică. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Promoție la Altex și Media Galaxy. Unul din 100 de cumpărători primește bani înapoi. Tare! Intră în contul tău Altex sau Media Galaxy, cumpără online sau din magazine până pe 24 mai și poți primi toți banii înapoi. Ia-ți răcitor de vinuri Vortex pentru 34 de sticle cu numai 999,9 lei. În plus, cumpără orice răcitor de vinuri și primește un voucher de 200 de lei pentru achiziția de vinuri albe și roze. Campanie valabilă la Altex și Media Galaxy. Unul din 100 de cumpărători primește toți banii înapoi. Noi am investit timp și pasiune în toate produsele noastre, pentru ca tu să poți pregăti ușor o masă ca la restaurant și să impresionezi orice audiență. Ai zice că e magie. Food and Glory. Fine dining acasă. Am o asigurare bună de sănătate care mă costă pe zi cât o cafea. Și știu că pot primi până la 700.000 de lei pentru tratarea a 10 de afecțiuni. Și am acces și la a doua opinie medicală în Europa și în state. Descopere cât de simplu este să fii protejat pe nn.ro. Va fi cu adevărat un super match. Live! We'll be right back.
Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Încordează. Vrei febră musculară? This is so dangerous. Oh, oh, there we go. Such a good invention. Marea țăcăneală. De la 3 după amiază la Pro Arena. Revenim, doamnelor și domnilor, în sala sporturilor din Bistrița pentru repriza a doua, prima semifinală în Cupa României. La pauză, Dunărea Brăila, CSM București, 11-18, o primă repriză dominată clar de formația antrenată de Adrian Vasile. A condus în permanență CSM București, 7 goluri la cum este diferența maximă. Să vedem ce mai pot face brăilencele. Dar e greu să asistăm, așa cum spuneai și tu, la o surpriză aici la Bistrița. De la ora 17:30, nu uitați, a doua semifinală între Gloria Bistrița și CSM Târgu Jiu. Vă spuneam, CSM București este singura echipă care are Cupa României în vitrină și nu una. Are 5 trofee ale Cupei României CSM București. În 2016 a câștigat prima dată. 2017-2018, 2019 și 2022 ar putea veni al șaselea trofeu și ar putea face și eventul încă o dată CSM București. Cupa înseamnă și event pentru că deja este campioană matematic. Primul gol al reprizei secunde vine din extremă. Malin Aune a marcat cu ușurință acolo învingând-o pe Maisa Pessoa, care... nu știu dacă neapărat nu mai dă randament, ci pur și simplu parcă nu mai are aceleași reflexe ca acum 4-5 ani, când spuneam apăra ca un înger păzitor poarta CSM-ului în acea campanie glorioasă din Liga Campionilor. 19-11, CSM-ul se detașează încet, dar sigur. Brăila nu e o echipă rea, dar pare să nu aibă deocamdată nivelul de a o bate pentru calificarea în finala Cupei României pe CSM. Între timp am văzut acolo un gol frumos pe care l-a marcat Lupei. 12-19, acum o pasă pentru Crina Pintea. Din nou nu reușește să marcheze pivotul, dar ce greșeală face acolo Maisa Pessoa. Crina Pintea atentă, punctează 20-12. Da, un cadou neașteptat de la Maisa Pessoa. S-au încurcat acolo între ele brăilencele și Crina Pintea a punctat. Revedem. E o fază de antologie până la urmă. Da, dacă ar fi pus mâna pe minge, era dublă la Maisa Pessoa, da. Dar mai bine făcea o dublă și se dicta 9 metri decât să se înscrie așa de rapid. Între timp, Franciel Daroha marchează și ea 13-20. Cristina Neagu pentru Elizabeth Omoreghe, o pasă greșită acolo, n-a ajuns la Dembele. Pessoa repune, 7 goluri distanță pe tabelă, prieteni, o diferență, aș zice eu, care este echitabilă față de cum s-a jucat până acum. În toate sectoarele de joc, mai ales la extreme, s-a impus categoric punctul de vedere al celor de la CSM București. Să nu uităm, numai puțin de 8 goluri în prima repriză din extremă marcate de jucătoarele CSM-ului. Între timp a crescut acest număr de goluri la 11, dacă nu mă înșel. Gol înscris și de formația brăileană, 20-14, a fost o aruncare de la distanță. Cristina Neagu încearcă acolo o pasă spre Crina Pintea, care e vinovată de fault în atac, după opinia arbitrilor. Exact cum spuneai și tu, diferența de gabarit face câteodată ca arbitrii să ia decizii împotrivă. Da? Acum Elena Lavco
pătrunde și scoate aruncarea de la 7 metri. Maria Canaval a marcat mai devreme pentru Gloria Bistrița primul său gol. Și să vedem tot, nu, Mireia Gonzalez se schimbă executantul de la 7 metri. Mai devreme a marcat Lafco în prima repriză. Acum Gonzalez pentru 15-20. Al cincilea gol pentru Mireia Gonzalez, cea mai eficientă și cea mai constantă dintre jucătoarele lui Costică Buceschi în această după-amiază. Da, au venit la pachet Mireia Gonzalez și Cristina Liscevic de la SCM Râmnicu Vâlcea și au dat un foarte bun randament la Brăila. Vă spuneam, Brăila ocupă locul 5 în clasament, dar CSM București ar putea o ajuta în ultima etapă. CSM București marchează acum prin Omoreghie golul cu numărul 21. CSM București joacă la Buzău cu Gloria și dacă se va impune echipa lui Adi Vasile, iar Brăila va câștiga ultima etapă la Târgu Jiu, atunci cele două echipe vor face rocada, Brăila va trece pe locul 4, iar Buzău va termina pe 5. Brăila-Târgu Jiu ar putea fi și finala mică în acest Final Four, după care meciul se va reedita în campionat în etapa care trage cortina peste sezonul intern. Mai este însă până atunci, ce submarină aruncare incredibilă Mireia Gonzalez. Nu, este Franciel Darocea, da? Da, care marchează al treilea gol pentru ea. Superbă aruncarea de jos în sus, sub transversală. Cristina Neagu încearcă iarăși o pasă spre Graza Adi, angajare la Crina Pintea în pivot, care trimite puternic însă în piciorul Maisei Pessoa. Nu e deloc în zi, Crina Pintea ratează încă o dată, Maisa Pessoa se opune acolo. I-a făcut și Crina Pintea un cadou Maisei Pessoa după ce am văzut mai devreme acea minge voleibalată de portărița braziliană. Și acum i-a întors cadou Crina, nu? Da. O aruncare la braț acolo s-a opus foarte bine Maisa Pessoa. 5 goluri diferență, au fost 7 la pauză. Acum Elena Lafco pentru Franciel Darocea, așa, aruncare de la 7 metri. Și 2 minute, dacă am văzut eu bine. Da, așa este. Plus eliminare disciplinară, Siraba Dembele probabil că a acroșat acolo brațul de aruncare și a fost eliminată din acest motiv. E, acum ar putea echipa brăileană să apese un pic pedala de accelerație și să reducă, știu eu, cât de mult se poate din ecart pe această perioadă de 2 minute eliminare care începe cu 7 metri. Da, tot Mireia Gonzalez și tot Eriksson în poartă, însă Mireia Gonzalez trimite doar în stâlpul din dreapta porții suedezei. Ratează oportunitatea de a veni doar la 4 goluri diferență. N-au mai fost de mult timp 4 goluri pe tabelă. Da, de la 14-10. Cum spuneam, dacă 25. Acum marca Mireia Gonzalez, poate că lucrurile ar fi luat o întorsătură, să zicem. Altfel au scos portarul, este schemă clasică pentru CSM București, a trecut cu bine peste acel moment. Ștefania Stoica din nou trimisă în extremă stânga, dar Maisa Pessoa se opune și la aruncarea Cristinei Neagu. A doua paradă consecutivă pentru braziliancă și de la distanță Canaval, dar mingea rămâne în teren. Da. Evelyn Eriksson arată că mingea n-a trecut linia porții și arbitrul Hendre a fost de acord cu acest lucru. Nu se pune gol, 21-16. Brăila ratează o nouă oportunitate. Revedem. Canaval se înalță și cumva între bară și șoldul portarului se oprește această acțiune. Mai rar se întâmplă astfel de faze, dar tocmai de aceea este frumos. Între timp înscrie Elisabeth Omoreghe. Mama ei a jucat și ea handbal în Bulgaria pe post de portar, 22-16, și iată că Brăila nu reușește cu un plus să marcheze, în schimb o face CSM-ul, evident cu portar scos, dar tot până la urmă gol în inferioritate numerică este. Acum Elena Lafco pentru Corina Lupei, dar Corina Lupei este ghicit acolo de Eriksson, nu, cred că a luat mingea din semicerc una dintre bucureștence, pentru că dacă era faultată, era aruncare de la 7 metri, e doar 9 metri. S-a grăbit acolo Zadi și a luat mingea din semicerc, probabil. Revedem.
Foarte bună intervenția portarului aici, Eriksson. Și-a făcut datoria, cum și Maisa Pessoa a avut un șpagat frumos la aruncarea de adineauri a Cristinei Neagu. Evelin Eriksson, evoluții din ce în ce mai bune la CSM București în ultimul timp. Acum Lafcu pentru Canaval și mingea ajunge la Maike Schmelzer pe pivot, marchează Nemțoaica. Al doilea gol personal în această semifinală pentru Maike Schmelzer. Însă destul de greu s-a descurcat, aș spune, echipa brăileană, care iată este din nou la 5 goluri distanță. Acum ce pasă găsește acolo și Alivodic nu mai ratează de pe acest post. Schimbată Crina Pintea pentru că nu era deloc într-o bună dispoziție de joc. Schimbată și Cristina Neagu, vedem. 23-17, rămâne un avantaj liniștitor pentru Tigroaice. Frumoasă aruncarea, însă în blocaj. Pe contraatac, Graza Adi combină cu Siraba Dembele, care n-are cum să rateze de acolo. Ajunge și Franțu Zoica la 5 reușite. Este cea mai eficace dintre jucătoarele tigroaicelor, urmată de Malinaune, cu 4 goluri. Ce ușurință s-a dus acolo Siraba Dembele, al treilea gol consecutiv marcat pe contraatac de Franțu Zoica. Și Graza Adi este de aplaudat pentru acel dribling, a condus mingea, deși era într-o situație inconfortabilă cu jucătoare în apropiere. Siraba Dembele mai are doar 3 goluri de marcat pentru a ajunge la cifra 100 în campionat în acest sezon. Între timp au mai făcut o greșeală brăilencele. Corina Lupei acolo a călcat semicercul și golul rămâne 24-17 pentru CSM București în minutul 40. 7 goluri așadar avans. Întrebarea este referitoare la Siraba Dembele, dacă astăzi sau mâine va ajunge la cota 100 de goluri în sezonul intern 2022-2023. Nu, e vorba de doar de golurile din campionat. Atunci, în ultima etapă. În ultima etapă are o posibilitate. Plus cupă, deja a marcat peste 100. Are multe și în Liga Campionilor este aproape de 150 de goluri, dacă nu mai bine, Siraba Dembele. Vă spuneam, una dintre jucătoarele cele mai constante în acest sezon pentru CSM. Un mare, mare plus. Acum Cristina Lischeviș pentru Elena Lafco. Lafco s-a călcat semicercul, s-a trecut prin semicerc acolo de către una dintre jucătoare și din nou o greșeală tehnică pentru Dunărea Brăila. Zadi pătrunde acolo, fault în atac, forțează, topoară pur și simplu ca pe popici apărătoarele. Au executat repede brăilencele în speranța să strângă cât mai mult de pe tabelă. E o diferență totuși deja mare. Ne apropiem de jumătatea reprizei a doua, 7 plus pentru CSM, ceea ce este îngrijorător. Șansele de calificare în finală se reduc, din punctul meu de vedere, strict la teorie acum. O acțiune care s-a blocat acolo în extremă, se reia cu 9 metri și 7 metri acum a fost pătrunderea Franseli Darocea, care a fost faultată. Eliminare pentru Malin Aune, cea care s-a apărat acolo din postura de intermediar. Malin Aune vede și ea 2 minute de eliminare. Revedem minutul 42 și se schimbă din nou executantul, Cristina Lischeviș. Ce vrea să facă acolo? O boltă, nimic nu le mai este brăilencelor. Bolta agățată de Eriksson, incredibil. A sesizat acolo, a avut spirit de anticipație și s-a ridicat pur și simplu pe vârfuri la această fază. Revedem, este și o portăriță înaltă. A sărit foarte, foarte puțin de la podea pentru o paradă printre cele mai frumoase ale meciului. Două aruncări de la 7 metri ratate și de brăilence. Acum Zadi pentru Dembele, însă foarte bine acolo a recuperat Aneta Udriștoiu. Aneta Udriștoiu, o extremă dreaptă, o
valoroasă, a jucat mult timp și naționala României s-a retras și acum time-out solicitat de Costică Buceschi. Score and come back, okay? Try to run in second phase because they change in defense. We have this possibility to score more goals in these 2 minutes. Come on, girls. Hey, be careful. Vor să fructifice tocmai lipsa de apetit ofensiv pentru Clicovaț. Brăilen cere în aceste 2 minute. Exact asta a fost și intenția lui Costică Buceschi, să joace 6-5, să se replieze și să aibă o cât mai multă eficacitate în ceea ce a mai rămas, 1 minut și 16 secunde. Sunt 6-5 pentru că CSM-ul are o jucătoare eliminată și trebuie să atace pe partea Andrei Clicovaț. Să vedem care va fi schema. CSM în atac cu Sudakova, Clicovaț, Arțăn, Zadi și Dembele. Darocea pentru Mireia Gonzalez, s-a făcut acolo un culoar și Mireia Gonzalez a marcat. Foarte bine au jucat această acțiune brăilencele. Este al 6-lea gol pentru Mireia Gonzalez. Exact, 6 reușite Mireia Gonzalez, în sfârșit învinsă Ericsson, care a apărat excepțional până acum de când a intrat. A fost segmentată partida de Adi Vasile între cele 3 portărițe înscrise pe raportul oficial de joc. Glozer a început, apoi Davidsen. Acum iată pe Ericsson în trebuturi. Are 4 intervenții din 9, aproape 50% pentru suedeză. Foarte, foarte bine. Acum Zadi pentru Arțăn. Arțăn de pe picioare punctează și ea. Și duce din nou diferența la 7 goluri. S-au grăbit brăilencele. Evelina Ericsson a ajuns rapid în poartă și a recuperat balonul. Ce interesant, iar e vorba numai de statistică pură. Toate cele 4 jucătoare desemnate în teorie ca Inter stânga la CSM au marcat, inclusiv Ștefania Stoica, dar care a marcat din extremă, ne amintim. Arnțen, Neagu și Omoreghe, toate și-au trecut numele pe lista marcatoarelor. Acum Rotaru, intrată și ea în postura de centru la CSM București. E clar, toate jucătoarele trebuie să evolueze, mai ales la acest scor și în condițiile în care mâine CSM-ul se pregătește de un nou meci în finală. Arnțen se înalță și bombardează de la mai mult de 9 metri. Dominat prin detentă blocajul advers, 26-18, ce al 4-lea gol pentru Arțăn. Ce aruncare pentru Emily Arțăn. Iar o jucătoare care a fost la un pas să plece la Odense, însă a fost întoarsă convinsă, din drum. Da, chiar așa a fost, să știi, a fost întoarsă din drum de CSM București. O jucătoare foarte la importantă. La mustață, la potou, n-au pierdut-o și pe Emily Arțăn. Acum Sasdowska a recuperat acolo o contraatac pentru CSM cu Mireia Gonzalez, însă ce face Evelin Ericsson acolo față în față cu Mireia Gonzalez? Se opune încă o dată suedeza, a 5-a intervenție. E clar, nu e ziua brăilei astăzi. Vă spuneam, ratări din poziții 1 contra 1, chiar și la acest scor, sunt inadmisibile. În acest sezon CSM București a învins Brăila de alte 2 ori, 36-26 la București și 29-24 la Brăila. Acum o minge pentru extrema dreaptă și Aneta Udriștoiu nu ratează primul gol și pentru extrema dreaptă. Foarte puțin folosită, sau cel puțin nu s-a văzut atât de mult intrarea. În prima repriză a jucat Quintino, dar brazilianca n-a avut deloc o evoluție care să iasă în evidență. Acum Andreea Rotaru pentru Emily Arță. Andreea Clicov a folosit acolo pe inter dreapta. Rotaru, Arță, pătrunde cu toată opoziția Mirei Gonzalez.
cred că va fi o semnalizare de joc pasiv la CSM București, nu mai e cazul pentru că dau o minge greșită acolo. Să vedem contraacțiunea brăilencelor, iarăși 7 goluri, destul de psihologic această diferență, să zicem, în defavoarea echipei de la malul Dunării, pătrundere frumoasă și gol. În sfârșit, Fransilda Rocea găsește acolo un culoar, plus o aruncare cu mâna dreaptă din interdreapta, destul de dificilă, mai ales că ai în poartă o caracatiță în sensul bun al cuvântului, precum Eriksson. O viteză bună a mingii la Brăila, însă au venit foarte, foarte multe greșeli neforțate din partea lor și atunci CSM-ul a profitat de fiecare dată. Acum Andreea Clicovaț pentru Andreea Rotaru. Emily Arțăn pentru Clicovaț, mingea pe extremă și calcă semicercul acolo Clicovaț. A arătat Ștefan Hendrea. Ia revedem. Stoica a fost. Da, dar au arătat semicerc au arătat, da. În fine, Brăila poate să vină la 5 goluri diferență când mai sunt vreo 13 minute din meci. Mireia Gonzalez combină cu Fransilda Rocea. Aruncare de la Șold pe lângă poartă. Șansă ratată de echipa lui Costică Buceschi. Exact ce le spunea antrenorul la timeout-ul din prima repriză. 3 pase și șut la poartă. Așa au făcut și la faza precedentă. Mireia Gonzalez a marcat de 6 ori în acest meci, dar are și multe... Are alte 6 mingi pierdute, are 50% procentaj Interul dreapta brăilean. Acum Emily Arță. Semnalizare de joc pasiv pentru CSM București. Emily Arță pentru Emma Alivodic și mingea în poartă. 27-20. Minutul 49, 7 goluri diferență. Evelina Eriksson în continuare 6 din 13, foarte bun procentajul ei, aproape de 50%. E important să ai și un portar în mare formă, chiar dacă scorul e liniștitor, însă această liniște se poate transporta pentru CSM în virtutea finalei de mâine. Cristina Liscevici a pătruns acolo, a marcat și a scos și o aruncare de la o eliminare de 2 minute, aceeași Andreea Clicovaț la a doua eliminare în minutul 49. Muntenegreanca, dacă va mai suferi încă o eliminare, va vedea și cartonașul roșu, dar pătrunderea Cristinei Liscevici a fost una hotărâtă. Revedem. A agățat-o Clicovaț acolo pe Liscevici. 27-21. O mică rază de speranță, să spunem, pentru brăilence, dar ele sunt totuși cam departe pe tabelă. E greu, e foarte greu când ai în față o echipă precum CSM București. Acum Emily Arțăn, iată ce aruncare elegant. A lăsat practic balonul pe lângă Maisa Pessoa și a punctat încă o dată. Emily Arts în o repriză foarte bună, al treilea gol în această repriză, nu e consecutiv, și al cincilea în total pentru Interul stânga norvegian. Brăila pare și un pic resemnată cu spectrul înfrângerii în această partidă. Pasă frumoasă cu podeaua a Mirei Gonzalez. Balog este cea care fructifică. Nicoleta Balog punctează și ea prima dată, pivotul care a făcut parte din echipa României la ultima acțiune. Arțăn. S-a schimbat din nou Interul dreapta. Revedem acțiunea brăilencelor și spuneam pe Inter dreapta din nou tânăra Alicia Gogârlă. Zadi Gogârlă faultat acolo de Balog. Ramusovici. Arțăn și a trecut prin semicerc acolo Emma Alivodici. Și
6 goluri distanță, 28-22. Încă vreo câteva secunde din eliminarea Andrei Clicovaț. Aruncare în bară, recuperează Mireia Gonzalez. Transmite în centru, o combinație acolo pentru pivot. Eliberată mingea în dreapta la Udriștoiu. Și aceasta reușește să lămurească o fază foarte încălcită. Un pic nepregătite și apărătoarele bucureștence, care n-au mai urmărit ricoșeul mingii din bară. Aneta Udriștoiu, două goluri în această partidă, ambele marcate în repriza secundă. Cu o gârlă pentru Zadi Arțăn. Este în circulație Sudakova, însă greșește. Mingea iese în afara terenului de joc, dar din Mireia Gonzalez. CSM rămâne în atac și penultimul timeout pentru CSM București. Now, the game is not over, so focus. Most important is that you focus in defense, and I will repeat. Here is the situation that we have to have more players inside. Now, in the attack, guys, I want us to play French cross. You come with the cross, you hit this player here. If Gonzalez will try to follow Emilie, manage your situation. Emilie, come directly for this situation. Alicia, be ready for the wide. If it's no situation here and you send the ball back again, okay. Grass, it means that we pull full pressure from here again. If I go here, then you can come in across. If I use too much. Okay, space, but okay. Focus now, come on. Adi Vasile a cerut concentrare în continuare, pentru că mai sunt mai sunt 9 minute și Brăila a revenit la 5 goluri pe tabelă. Da, spunea că meciul nu este încă jucat, să fie concentrate fetele lui. S-au întors meciul de la acest scor, dar nu la modul cum au jucat cele două echipe până în acest moment. A fost o diferență clară. Emilie Arțăn se înalță acolo și punctează. Ce ușurință și ce aruncare pentru Emilie Arțăn. CSM-ul a dat totuși senzația că are momente de relaxare voită, să spunem așa. Acum, da, imediat cum au apăsat pe accelerație, s-au desprins din nou. Au revenit la ritmul normal, se fac chiar 6-7 goluri. Asta a fost și senzația mea. Acum Lavco pentru Cristina Lischeviș. Cristina Lischeviș pătrunde și fault în atac. Da, este acolo o forțare la semicercul advers. 29-23, cum spuneam, încă 7-8 minute din această partidă pe care CSM-ul cred că o va câștiga de justețe până la urmă, indubitabilă victoria. Va fi a noua finală consecutivă pentru CSM București. Vă spuneam, din 2015 CSM București a jucat în fiecare an finala Cupei României. Emarav Musovic punctează acum al treilea său gol și duce scorul la 30-23. CSM București a pierdut-o pe prima în 2015, prima finală a Cupei României jucată la Baia Mare cu HCM Baia Mare, atunci a fost 17-18. Apoi a câștigat 2016, 2017, 2018 și 2019. A pierdut-o pe cea din 2020 pe teren propriu cu Vâlcea și în anul următor la Brăila a pierdut cu Gloria Buzău. Anul trecut, vă spuneam, CSM București a câștigat din nou cu SCM Râmnicu Vâlcea 34-26. Lavco transformă aruncarea de la 7 metri. Scorul devine 30-24. Ne pregătim să intrăm în ultimele 5 minute, când se vor mai lua probabil time-out-uri din partea ambelor bănci tehnice. Și la ora 17:30 vă reamintim că avem cealaltă semifinală între Gloria Bistrița, echipa gazda acestui turneu 4 la ter, și revelația CSM Târgu Jiu, care e butruga mică a semifinalelor.
Da, un sezon foarte bun pentru CSM Târgu Jiu. Sudakova acum din postură de pivot punctează acolo Rusoaica. Pivot stânga chiar. Ce bucurie pentru Sudakova. 31-24, victorie clară ce nu cred că poate fi contestată de formația brăileană în această după-amiază. Brăila va rămâne probabil cu satisfacția platonică de a lupta pentru medalia de bronz. Cu câtă ușurință a așteptat ninja suedeza și a prins-o ca la antrenament, ca și când ar fi cules un măr din pom. De partea cealaltă, Ștefania Stoica a profitat imediat de locul rămas liber acolo pe extrema dreaptă a brăilencilor și a punctat. A mai marcat încă o dată Ștefania Stoica și tot din postură extremă da. Stângă. Iată. Jucătoare înaltă. Jucătoare care mai probabil este pentru posturile de 9 metri și timeout solicitat de Brăila. Watch all the time where is Nico, stai în poziție joasă, pasă, da? Da, e al treilea timeout pentru Costică Bucheschi, n-a mai așteptat ultimele 5 minute. Timeout-ul al treilea, știm, poți să-l iei în orice moment. Nu ai voie să iei două timeout-uri în ultimele 5 minute, dar Costică Bucheschi, nemulțumit de prestația fetelor sale, l-a cerut în minutul cu 12 secunde înainte de a se intra în minutul 55 pe cel de-al treilea. Nu mai are așadar niciunul la dispoziție. E greu. Oricum e o formalitate, că lua acum sau peste un minut, același lucru se întâmpla. Da, scorul nu se mai schimbă și victoria e clară. Echipa care va merge în finala Cupei României din 2023 va fi CSM București. Vă spuneam, a noua finală consecutivă. Să vedem cu cine va juca, vom afla după partida care începe la ora 17:30 de minute aici la Pro Arena Gloria Bistrița, CSM Târgu Jiu. Între timp, Cristina Liscevici a mai punctat odată și a marcat golul cu numărul 25 pentru Brăila. Și al cincilea în statistica personală pentru Liscevici, una dintre jucătoarele care măcar parțial au dat satisfacție astăzi pentru Dunărea Brăila. Da, CSM-ul e clar mult prea tare pentru oricare dintre echipele cu care a concurat pe plan intern, până acum cel puțin, un fel de Dinamo la masculin. Da, singurile echipe care le-au dat cât de cât o replică au fost Rapidu și vă spuneam CSM Târgu Jiu în partida de acasă. Rapid a terminat un meci la egalitate și a pierdut partida retur în Polivalenta Bucureșteană, ne aducem aminte, la un singur gol, dar atunci Rapidu cred că le-a oferit pe tavă victoria, pentru cam că au avut 4-5 goluri diferență mai tot timpul. Între timp, tânăra Ștefania Stoica a marcat și din Inter, am văzut-o trăgând de la semicercul punctat de 9 metri. Atac acum formația brăileană, o pătrundere nu atât de decisă și au fost acolo pași da, la Liscevici. Nemulțumită Cristina Liscevici îi reproșează arbitrului acest lucru. Nu știu însă dacă mai are ce să reproșeze la scorul ăsta, chiar dacă ar fi greșit arbitrii. Nemulțumită că ea spune că a bătut mingea înainte și abia apoi a continuat acțiunea. Exact cum spuneai și tu, nu mai contează. Ștefania Stoica o pasă pentru Ali Vodici, marchează muntenegreanca, dar desemnalat și de remarcat ce pasă frumoasă i-a oferit Ștefania Stoica. Revedem. Fără istoric acest meci, Mariane, 34-25 pentru CSM, probabil va mai suferi câteva corecturi tabela până în minutul 60, dar avem o certitudine, CSM-ul este calificat în finala Cupei României, unde va fi o combatantă foarte tare pentru oricare dintre echipele care vor veni de pe partea cealaltă de tablou. Încearcă o aruncare de la 9 metri, dar este apărare în semicerc. Acolo a scos această decizie Elena Lavco. Tot ea a cerut mingea pentru a executa. Ba nu, eu las cu echipierei sale
Franciel Gomez Darucea. Da, Franciela Darucea este cea care execută. Impecabil în poartă Eriksson, care își trece în cont o nouă paradă. A sesizat direcția de aruncare și cu piciorul, fără să permită contactul mingii cu podeaua, a reușit să scoată din săritură foarte frumoasă această execuție a portarului. Mingea din nou pe extremă și ghicită și Aneta Udriștoiu. Ce partid a făcut Eriksson. Contraatac acum cu Rotaru pe post de extremă și punctează încă o dată. CSM-ul se duce la 10 goluri diferență, 35-25, 1 minut și jumătate de joc. O partidă foarte bună pentru CSM București. Cu excepția Andrei Clicovaț, toate jucătoarele de câmp au marcat după ce a punctat și Rotaru la CSM. Portărițele n-au înscris. De regulă, în handbalul actual și portarii își trec deseori numele pe lista marcatorilor din diverse faze. Se încearcă succesivul, nereușită această acțiune pentru Brăilence, minge recuperată la semicercul propriu și cronometrul ticăie. Am intrat în ultimul minut de joc, însă miza partidei este de mult pulverizată, să zicem așa, de jocul foarte bun în forță chiar al echipei pregătite de Adi Vasile, meritoasă finalistă a acestui Final Four de Cupa României. Ultimul atac pentru CSM București cu Graza din în centru, o gârlă pe Inter dreapta, Ștefania Stoica pe Inter stânga, doi Inter tineri de o parte și de alta pentru CSM București. Graza Adi, Gogârlă, Ștefania Stoica, Gogârlă se înalță acolo, nu pasează în spate, Ștefania Stoica, dar apără foarte bine Maisa Pessoa. Reamintim la ora 17:30, vom avea a doua semifinală, Gloria Bistrița, CSM Târgu Jiu, mâine orele de start sunt tot așa, la 3 după amiază finala mică, la 5:30 finala mare. Ultima acțiune și aruncare de la 7 metri pentru Dunărea Brăila, scoasă de aceeași Elena Lafco. Să vedem cine va executa, pentru că a fost o problemă executarea acestor lovituri de la 7 metri la Brăila. Oricum mai contează strict pentru statistici ceea ce se întâmplă acum. Franciel Gomez Darucea a ratat-o pe precedenta, tot ea o învinge acum pe Evelyn Eriksson. Scor final la Bistrița, Dunărea Brăila, CSM București, 26-35 în prima semifinală a Cupei României. Așadar știm prima finalistă, CSM București mâine va juca la ora 17:30. Să vedem cu cine. Ne vedem la ora 17:30, peste aproximativ o oră, pentru partida dintre CSM Târgu Jiu și Gloria Bistrița. Până atunci, Cristian Fris și Marian Ursescu vă spun la revedere.